Salut! Astăzi avem de vorbit despre asta, o pompă de benzină, pompa de benzină din mașina mea. M-a lăsat la greu. În mod normal n-ar fi trebuit să mă lase, cam doar 181-182.000 de kilometri. Asta arată pe bord, dar na, probabil că are mai mult mașina, nu pot să mă bag mâna în foc, are doar atâta. Dar chestia e că m-a lăsat pompa de benzină, m-a lăsat... Dacă aș putea spune așa, am avut norocul să mă las în parcare la Dedeman. Ești prost la cap. Stai, răbdare un pic. Și am reușit să o fac în vreo 2-3 ore. Eu am încă o mașină cumpărată, tot Opel Corsa, atât că e cu motor de 1000. Și am cumpărat-o tocmai ca să am la îndemână toate piesele necesare, în special partea de caroserie, că e același cod de culoare cu a mea și tot același număr de uși. În fine, m-a lăsat pompa, fraților, m-a lăsat pompa. Când am vrut să plec, m-am dus să-mi fac și eu niște cumpărături pentru sistemul de irigații din curte. Și când am vrut să plec, n-am mai putut ea să plece. A zis, bă, tată, atât. Culmea e că de destul de mult, de vreo 3-4 ani, tot mă gândesc la pompa de benzină, să o schimb, să o schimb, să o schimb, să nu rămân în drum, să nu știu ce. Adevărul e că nu prea fac eu drumuri foarte lungi. Și dacă e să mă lase undeva, nu-i problema că pot să chem pe cineva să mă tracteze. Ideea e că atâta, cu cât te gândești mai mult la ceva, cu atât ți se îndeplinește. Deci dacă e să vă gândiți, gândiți-vă la chestii pozitive, gândiți-vă la o vacanță în Hawaii, în Tahiti sau unde vreți voi să mergeți. Nu vă gândiți la pompa de benzină că o să se strice, că o să se strice. Bun, treaba e că am cumpărat alta. Oricum urmează pentru mașina mea niște... lucrări destul de mari, adică vreau să o segmentez, deși nu are niciun fel de problemă, nu consumă ulei, nu are probleme de putere, nu, e, motorul chiar e în mințile lui, e bine întreținut, dar vreau eu să-l segmentez și mi-am cumpărat deja piesele, am tot ce trebuie, vreau să-i schimb și discul de ambreiaj, pentru că ambreiajul schimbat acum vreo 7 ani de zile a fost schimbat pe mâna vânzătorilor din... magazin și mi-au dat, în loc să-mi dea disc de 190 diametru, mi-au dat disc de 200, care e puțin mai îngust și atunci ambreiajul ține mai sus, se liberează mai sus pe ultimii 2-3 cm. Și e foarte urât pentru că trebuie să turezi, se turează motorul aproasta și se face uzură și în placa de presiune și în volantă. E, uite că am cumpărat o pompă, tot Bosch, nu bag altceva pentru că n-are sens, nu cumpărați alte prostii. Zău că n-are sens să cumpărați un Meat & Dorea sau eu știu ce alte prostii, să faceți cheltuială în plus, pentru că tot la Bosch ajungeți. O să strice și tot la Bosch ajungeți. Și acum m-am gândit, înainte să mă apuc să vă arăt, pentru că videoclipul nu e neapărat cu o schimbare de pompă de benzină, ci e cu... o chestie pe care am rezolvat-o eu mai de mult timp și nu o cunoaște lumea, așa cum m-am gândit să vă zic și vouă, e un secret, da? Sau aproape secret, pentru că l-am mai spus și altora. Și anume, după ce schimbați pompa de benzină, se întâmplă de cele mai multe ori, 99% din cazuri, se întâmplă să nu vă mai arate cum trebuie, să nu vă mai indice cum trebuie plutitorul de benzină. Da? Deci nu vă mai arată decât jumătate, chiar dacă faceți plin, nu vă mai arată decât jumătate din rezervor.
Care-i problema? Problema e destul de simplă. Nu e nicio problemă de plutitor sau de ceasuri sau de calculator, de BCM, de orice. Nu. Nu. E o problemă, uitați-vă puțin la furtunile astea. E o problemă de așezare a furtunului. Furtunul, în momentul în care îl bagi, uitați-vă la furtunul ăsta, vedeți? Asta e poziția lui, ăsta, că e original, asta e poziția lui în rezervor. Da? În momentul în care îl apeși cu capacul, se duce, uite așa, așa rămâne el. Deci asta e poziția lui în rezervor. Ăsta, ca să poți să-l bagi, trebuie să-l dai în partea asta. Da? Ia uitați-vă. El așa trebuie băgat. Și în momentul în care îl apeși, în momentul în care îl apeși cu capacul, da, se duce, iar furtunul ăsta o să apese pe plutitor și nu o să-i permită plutitorului să urce mai sus de jumătate. Asta e toată problema. Deci dacă v-ați gândit că cine știe ce problemă electrică, electronică, o grămadă de mecanici, cred că v-au luat bani pe desfăcut și refăcut. Eu m-am luptat cu chestiunea asta, cred că vreo 4 sau 5 ore. A venit un client la mine căruia i-a schimbat altcineva pompa de benzină, s-a dus într-un serviciu, a schimbat pompa de benzină, acum vreo câțiva ani, vreo, cred că 6 ani de zile. Și nu știa de ce nu îi mai arată cum trebuie, după, și nici eu nu știam, și am demontat și pompa, am verificat rezistența de la plutitor, am verificat cablajele, am verificat tot ce era de verificat. Și până la urmă mi-am dat seama de poziția furtunului. Și asta e. Dacă îl prindeți de aici cu un colier sau o sârmă și legați undeva în partea asta, nu o să mai aveți niciun fel de problemă. O să vă arăt în mașină, că probabil dacă nu o să-l leg, probabil că o să am și eu exact aceeași problemă. Da? Deci treaba e în felul următor. În momentul în care îl băgați, ia uitați-mă, așa ar trebui să stea și ăsta. Da? Și în momentul în care i-a apăsat de capac, plutitorul numai până aici se ridică, nu se ridică mai sus. Da? În mod normal, combustibilul e peste pompă. E peste pompă cu cam atâta. Așa. Și plutitorul ar trebui să se ridice mult mai sus. O secundă. Uite că am adus și plutitorul din rezervorul mașinii de rezervă. Deci plutitorul cam în poziția asta stă. El. Hai să vedem. Uite așa. Da? La minim e aici jos, iar la maxim e undeva aici, în zona asta. Așa. Iar dacă furtunul, în momentul în care îl montați în mașină, vine aici, undeva sus, el nu mai arată decât jumătate, nu mai arată până sus. Da? Ia uite diferența de nivel, cât ar trebui să fie. El cam până pe aici se duce, sus, la maxim. Dar nu poate să meargă, pur și simplu, e blocat de furtun. În toate cazurile pe care le-am întâlnit, exact asta a fost problema și exact rezolvarea a fost pur și simplu o sârmă sau un colier legat furtunul în partea asta, altă, să nu fie peste plutitor. Bun, acum, hai că dacă tot sunt aici și am pompă nouă și pompă veche, o să facem și niște măsurători și o să vedem cât trebuie să aibă, că trebuie să aibă rezistență, câteodată merge, câteodată nu merge, se întâmplă ca turația să fie la maxim, se întâmplă ca turația să scadă în timp ce funcționează, deci e clar că e bolnavă. Și atunci o să facem în felul următor. O să o verificăm întâi, o secundă. Vom înșurubelniță și băgăm în partea asta aici. Da? Împingem așa în jos și tragem asta afară, să măsurăm direct aici, la asta. Luăm multimetru și trebuie să avem întâi continuitate, pentru că e bobină, nu? E bobină și trebuie să avem continuitate. Ia. Nu avem continuitate. Avem, mișcă ceva aici, dar nu avem continuitate, că ar fi trebuit să sune, să bipăie, dar, ia. Ia să vedem acum, avem continuitate. Nici acum nu avem continuitate, să vedem dacă avem cumva rezistență. Nu avem nici rezistență, asta înseamnă că e un circuit deschis, că dacă aveam rezistență, trebuia să arate cât avem rezistență. Da? Bun, ia, mai dăm un pic cu ea. Poate dacă dăm de ceva mai dur. Sau o putem scoate afară, oare? Hai să o scoatem afară. Să ne facem de lucru dacă tot facem.
Avem aici mai multe taburi care trebuie trase în afară. Taburi, adică clipsuri. Vorbesc și eu romgleza pentru că n-am învățat decât din manuale de limba engleză și mi-e mai ușor să mă exprim în felul ăsta. Ia să vedem. Oare acum avem? Nu avem nici acum. Ia să vedem. Am o sursă băzâitoare aici și vreau să pun curent direct pe ea, tensiune și curent, bineînțeles, să vedem dacă funcționează. În mod normal ar trebui să... Nu. A luat-o. Acum putem... Opa. Acum putem să și măsurăm, să vedem, ar trebui să vedem rezistența. Nici acum, dar continuitate. Nici acum, ar fi trebuit să avem continuitate. Cel mai probabil că sunt cărbunii de vină. Sunt cărbunii consumați ca la Easytronic și nu mai funcționează cărbunii, nu mai funcționează pompa. Probabil că mai face doar un mic arc electric, dar nu contact. Uite că acum nu mai merge. Vezi? Dacă acum funcționează, dar cu intermitență. Deci cel mai probabil cărbunii sunt uzați în ea. O să o desfac și asta o să facă subiectul unui alt videoclip. Ia să vedem acum la asta. Hai să o punem în... să o folosim în punga ei, să nu o murdăresc. Bun, ar trebui să avem continuitate dacă măsurăm, că e bobină și, ia să vedem, continuitate. Avem continuitate, da? Ar trebui să avem și rezistență, mă duc pe 200 de ohmi, câțiva ohmi, 40 ohmi. Avem, da, 2 ohmi, deci cam atât ar trebui, între 2 și 5 ohmi, maxim 10 ohmi să zici, dacă e, cam atât ar trebui și bineînțeles ar trebui să funcționeze. Nu ar trebui să o pun eu să funcționeze pe uscat, dar pentru câteva secunduțe o să o pun. Da? Deci e alt sunet față de sunetul ăsta anemic. O să vedem și de ce s-a dus într-un videoclip viitor. Ia să vedem aici. Nu, nici nu prea vrea. A. Da? Asta e un sunet anemic care nu avea suficientă putere să bage... să bage benzină în motor. O să fac un setup acum și o să vă arăt după aia cum și o să măsurăm și consumul de amperi, deci de curent, în sarcină 0, cum ar veni, adică fără sarcină. În sarcină ar trebui să o pun în mașină și să vedem cât e consumul. Asta ca să avem niște date pentru viitoare măsurători, că asta e o pompă nouă și atunci dacă o pompă nouă vedem cât are acum, ar trebui să putem face comparație cu o pompă veche de 150, 180, 250 de mii de kilometri și să ne dăm seama cam cât mai are de trăit o pompă din asta, da? Veche. Imediat fac setup-ul pentru măsurarea curentului și revin imediat. Bun, am revenit cu setup-ul pentru măsurarea consumului de curent. Se face cu un multimetru, sau cu un aparat, cu un ammetru special pentru măsurarea curentului, dar un multimetru e mai ușor de găsit și cam zic eu că toată lumea care vrea să-și facă treaba acasă are un multimetru. Se face în felul următor, se setează, se pune sonda de plus, la... Opa, la amperi întregi, nu la miliamperi, deci la unități, la amperi, se montează sursa, la sonda care e pusă la amperi și în felul ăsta curentul, tensiunea va trece prin aparat, va fi măsurată și va ieși prin partea asta altă și se va duce la
consumator, da? Iar masa se va pune normal, se va lega normal. Toată chestia e să se lege în serie pentru ca, virgulă, curentul și tensiunea să treacă prin aparat să poată fi măsurat. Și bineînțeles că setați cea mai mare valoare, ca să nu cumva să ardeți aparatul, că dacă setați la 200 de mA și puneți sonda aici și el consumă, o să vedeți, consumă la pornire 2 A, o să aveți probleme, că se arde aparatul. Și atunci puneți cea mai mare valoare, ca să nu aveți probleme. După ce ați făcut tot setup-ul ăsta, puneți sonda și închideți circuitul. Eu o să țin și cu o mână de pompă să nu o ia raznă pe aici și o să vedem consumul. Iată. Deci la început, la pornire, consumă undeva la 2,5 amperi. O vedeți? 2,5 amperi și după aia scade pentru că cel mai mare consum e la pornirea aparatului, la pornirea consumatorului, mai apoi se echilibrează și după ce a pornit deja nu mai consumă atât de mult pentru că are deja turație. Deci consumul unei pompe de benzină originale Bosch e de 2,5 amperi la pornire și 0,5-0,7 amperi în mers. Dar în sarcină, pentru că se adaugă fluid, se adaugă benzina și atunci pompa va merge mai greu, o să vedem probabil că e undeva la 5, maxim 8 amperi. Maxim 8 amperi. Dacă e mai mult, înseamnă că e o problemă cu pompa. O să vedem și chestia asta. Bun. Cred că aici e suficient. O să mă duc cu ea în mașină și o să vă arăt cum se desface capacul. Eu am deja mizerie în rezervor pentru că în parcare la Dedeman nu am avut nici aspirator, nici, eu știu, alte chestii cu care să trag mizeria de pe capac, că se face mizerie acolo și mi-a căzut mizerie în rezervor. N-a fost niciun fel de problemă, că oricum n-am mai alimentat și pompa pe care o am acum e pompa veche, e pompa second hand de la mașina pe care v-am spus că am cumpărat-o de rezervă. Așa că voi scoate toată benzina afară într-un recipient, prin filtru și prin toate cele și după aceea voi curăța rezervorul și voi monta pompa nouă și voi pune benzină, am benzină curată într-o canistră și am să pun benzina curată dintr-o canistră. Ok, vă arăt cum se face transferul benzinei din rezervor în canistră, destul de simplu și de ușor. Tot ce aveți de făcut este să deschideți supapa de verificare de aici, trebuie să aveți un furtun din ăsta cu adaptor. Da? Hop. O secunduță să băgăm aici o cârpă. Oricum va fi desfăcut motorul și refăcut, dar da, dacă pot să lucrez curat, e mai bine să lucrez curat. Mare atenție aici că filetul la rampa de benzină e din plastic și dacă îl încrucișați o să fie problemă. Mai bine desfac ăsta de aici să am posibilitate de manipulare mai ușoară. Da, deci trebuie să-l băgați drept, că altfel vă treziți cu filetul încrucișat. Încălecați filetele și nu o să fie bine. Iată. Băgăm un furtun. Băgăm furtunul în canistră. Da? Se vede toată treaba? Se vede. Și apoi, apropo, eu la Dedeman, când am fost uimit de prestația mașinii mele, n-am avut să diagnostichez decât strapul ăsta pe care l-am întotdeauna aici în cutia cu rele. Demontăm. Se vede? Nu se vede aici. O secundă să mut puțin camera. Deci, trebuie demontat releul pompei de benzină și trebuie făcută legătură între ăla din stânga și ăla de sus, între 80, 70 și 30.
intră benzina, va curge în mod direct, pentru că pompa de benzină, pompa de benzină va fi pe direct. Iată. E presiunea mai mare, e la filtrul de benzină, dar la filtrul de benzină e undeva la 6 bari. Iată că nici nu e foarte, foarte multă benzină, abia mai trage. O golim și atunci putem lucra corect în mașină. Deci am avut undeva la 5 litri de benzină în rezervor. Odată și odată o să trebuiască să vorbim și despre mitul ăsta idiot cu benzina peste pompa de benzină, să fie întotdeauna cel puțin jumătate de rezervor de benzină, că intră mizerii, că nu știu ce, că nu știu cum. Gata. Punem capacul. Punem releul în poziția corectă și cam atâta treabă pentru partea din față. În spate, la pompa de benzină, trebuie să ridicăm bancheta din spate pentru a vedea unde locuiește ea. Băgăm un deget aici, sub banchetă, o ridicăm în sus, în partea cealaltă la fel și o dăm în partea asta așa, aici. Aveam aici clipsul ăsta și dincolo la fel, da? O dăm afară. Să putem lucra liniștiți. Și aici avem, ta-ra! The pompa of the fuel. Asta îl punem aici, ne ajutăm de preș. Cascule ne trebuie așa. VD40, un ciocan, o șurubeliță cu continuitate pe care puteți să bateți aici, sau dacă aveți o șurubeliță pe care vreți să o stricați, să-i stricați capacul, puteți să bateți și în aia, o șurubeliță de electrician și un clește din ăsta sau orice soluție care poate declipsa siguranțele de la țevi, de la țevile de alimentare și de retur. Băgați aici șurubelnița, scoateți capacul ăsta, băgați, e bine să nu aveți contactul pus când lucrați chestia asta, băgați șurubelnița de electrician aici, împingeți ușor carcasa, da? O dați afară, asta e carcasa de alimentare care are firul roșu pentru alimentare pompă, firul maro pentru masă pompă, firul albastru și firul maro, firul albastru cu negru și firul maro alb pentru plutitor. Aici se adună întotdeauna mizerie și tot felul de rahaturi și atunci va trebui să dați cu VD40. Un elicopter Puma la vreo 2 km distanță. Nu atât avem noi nevoie pe aici. De fiecare dată când vedem câte un rahat din asta, ne întrebăm oare cât mai durează până la război. Sper să nu, dar nu știu, în fine. Dăm cu VD40 la fiecare, vedeți că avem aici un inel care strânge, care intră după niște ciocuri și strânge capacul pe rezervor. Și atunci trebuie desfăcut ăsta în sensul invers a celor de ceasornic, dar pentru că a stat foarte mult timp aici, dezvoltă rugină și trebuie să dați cu VD40. Eu am mai dat, așa că ăsta o să iasă ușor. Nu e niciun fel de problemă. VD40 o să înmoaie, o să înmoaie și tot praful ăsta de pe aici care e. Ăsta o să trebuiască scos cu aspirator, în cel mai bun caz. La mine nu prea mai este, pentru că oricum l-am scos, dar o să aduc aspiratorul și o să-l trag afară. Da, am făcut curat, am făcut zoom,
am făcut pipi, e timpul să vă arăt cum se face treaba. Deci cleștele ăsta e făcut de mine, după cum se vede, nu știu, că am făcut zoom și acum nu mai știu unde bate. L-am prezentat într-un alt video, într-o altă ocazie. E cumpărat dintr-un magazin de specialitate pentru a desface colierele de la furtune. Da? Dar i-am aruncat prostiile alea cu care a venit. Am luat șuruburi normale, hex, metric 8. Le-am făcut profilul ăsta, da? Și le-am făcut filet aici. Și când vreau să desfac ceva pe la benzină, îl fac așa. Când vreau să desfac coliere de la furtune, îl fac așa. Și atunci am aici pentru coliere, da? Și aici pentru furtune. Și iată cum cu un clește de 18 lei sau cât am dat pe el, pot să desfac și furtune și coliere. Furtunele le desfac destul de simplu, se împinge de furtun, se apasă siguranțele și apoi, taram, s-a desfăcut furtunul, se împinge de furtun, se apasă siguranțele, taram, s-a desfăcut furtunul, băgați aici în spate și acum, cu o șurubelniță, da, v-am spus șurubelniță de asta cu capul metalic, o luați în sens invers a celor de ceasornic. Și dați de mai multe ori, nu dați într-un singur loc, pentru că ea o să se forțeze în partea asta. Dacă dați numai aici, o să se forțeze aici. Și dați și invers. Vedeți că se mișcă. Se mișcă și într-o parte și în alta. Bun. Am desfăcut inelul. Inelul e scos de mine de mai multe ori. Se vede că e vopsit. E vopsit cu vopsea de spray zinc și nu mai ruginește foarte mult. Îl puneți într-o parte, trageți capacul în sus. Aici o să aveți niște coliere de unică folosință sau în fine, dacă sunteți suficient de pregătiți, o să reușiți să le folosiți de mai multe ori. Scoateți garnitura, o dați și pe asta în spate. Eu am montat coliere demontabile. Ia cum să pun, să vedeți și voi, dar nu e mare brânză, că e normal ceea ce fac. Adică dacă și un colier trebuie să desfaci, trebuie să arate cineva cum să-l desfaci, mai bine nu te apuci de treabă. Desfacem furtunul de la regulator. Dăm să golească din regulator. Verificăm să nu fie rupt aici. Aici e deja un pic pârțit, dar merge. Nu e niciun fel de problemă. Dacă e rupt aici, îl tăiați, da? Îl tăiați de aici și băgați puțin mai în partea asta altă. Ok. Desfacem asta de aici. Cu grijă și cu hotărâre în același timp. Ok. Și acum, după ce s-a scurs tot, o să iau telefonul și o să vă arăt exact ce v-am arătat pe banc, cum furtunul împinge plutitorul în jos. Iată care e situația, da? Asta e furtunul de la pompă și când îl băgați înăuntru, uite unde se duce, stai să pornesc și lumina, poate sare în aer. Ok. Vedeți încotro se duce furtunul? Se duce încolo, ăsta original, se duce înspre în față. Dar celălalt se va duce peste plutitor, care plutitor e aici, e montat pe oală. Da? Uite, plutitorul e acolo înăuntru. Deci, furtunul în momentul în care îl montați trebuie să-l legați cu un colier de aici, de ăsta și de zona asta de aici. Uite cum mi-a căzut mizerie pe pompă, vedeți acolo, mi-a căzut mizerie pe pompă. Da, când am desfăcut prima oară, n-am avut aspirator la mine și a trebuit să lucrez murdar. Asta se întâmplă când te lasă în parcare și trebuie să lucrezi în parcare. Bun, ca să scoatem pompa afară, trebuie să o deblocăm. Avem plicul ăsta, da, tabul ăsta de aici și tabul ăsta de aici.
ăsta din partea asta. Sunt trei taburi pe care le deblocați și trageți modulul afară cu tot. Câteodată vrea din prima, câteodată nu vrea din prima. Iată, s-a deblocat. Hop! Hop, hop! Am inundat aici un pic, pentru că nu am fost atent și am agățat cablul de la plutitor, care e plutitorul ținut încă acolo pe oală. Da? Ok, uite câtă mizerie mi-a intrat înăuntru. Aia nu e mizerie, că n-are de unde să intre aici altă mizerie, în afară de cea pe care am băgat-o eu când am întors capacul la Dedeman. Bun, cam așa arată ea. O să scoatem și plutitorul. Plutitorul se scoate de aici, da? Avem piedica asta de aici. O împingem încolo și ridicăm în sus. Iată, plutitorul. O să trebuiască să mă opresc și după aia, după ce scot oala afară, o să vă arăt cum e prins. Da, uite cum arată și rezervorul golit complet. Nu găsiți balauri aici, nu găsiți șoareci, șobolani. Eu știu ce mai aveți voi impresia că găsiți mizerii și alte cele, țurțuri, că vezi, Doamne, îngheață iarna. O să vorbim și despre chestia asta, că îngheață nu știu ce condensul lui pește prăjit. Na, în fine, doar cei care habar n-au de fizică pot să-și imagineze că într-un rezervor cu benzină rece va exista condens. Vă spun eu acum repede și simplu, condensul apare când există diferență de temperatură. În capacul motorului există diferență de temperatură pentru că el e rece și când începe motorul să funcționeze, motorul devine cald și acolo e o diferență de temperatură și apare condens. Aici, iarna, benzina e rece. Deci puteți din partea mea să umblați și cu 10 litri de benzină în rezervor, pentru că nu se face condens, că nu e diferență de temperatură, măi fraților. Iar apă n-are de unde să intre decât dacă vă bagă cineva apă aici. Că de la rafinărie în tancurile alea mari, în cisterne, intră etanș, din tancuri în tancurile de la benzinării intră în rezervoare etanș, deci nu există apă în benzină, doar dacă vă bagă cineva apă în benzină. Deci nu aveți, mai fraților, condens, mai terminați cu prostiile astea, că nu mai puteți de condensul din mașină să umblați cu rezervorul plin. E o prostie. Aici nu e diferență de temperatură să credeți că poate exista condens. Da? Nu există condens decât acolo unde e diferență de temperatură, unde într-o parte e rece, într-o parte e cald și e foarte aproape între cele două părți. Dar aici, dacă benzina e la minus 10 grade, unde dracu să fie condens? De unde condens? Nu este condens, mă, fraților. Am montat pompa în modul, a venit timpul să o bag înăuntru, înăuntru e uscat aproape, e totul curat, nu e nimic... nici cos de dinozauri, nici ceva din paleolitic, n-a rămas nimic. V-am spus că vă arăt cum se desface. E bine, oala asta se desface destul de greu. Ia uitați aici, vă trebuie o sculă ceva de genul ăsta, așa lungă, da? Să vă arăt cum. Și atunci aveți un cioc aici jos, pe care cioc trebuie să-l băgați în partea asta, da? Deci băgați aici jos, dacă se vede aici, pentru că, virgulă, clipsurile astea se clipsează pe după mizerile astea de aici, pe lângă porcăriile astea. Vedeți, aici avem niște ghidaje, ghidajele astea pe care le împing eu cu degetul și apoi se clipsează pe marginea suportului lipit de rezervor. Deci astea trebuie să le declipsați, sunt patru bucăți. Patru bucăți și atunci vă faceți o sculă de asta cu pe care o băgați așa și o împingeți. O împingeți, dar e foarte, foarte greu să le împingeți pe toate patru. E foarte, foarte, chiar foarte greu, foarte greu. Cu mâna nu reușiți, pentru că acolo nu e loc să bagi pe lângă modul așa, să tragi cu mâna și nu o să reușiți, numai dacă vă faceți o sculă de asta. Bun. Eu v-am spus că leg furtunul de la pompă, pentru că are altă formă, îl leg și leg de furtunul de la
de retur, care vine în partea asta, le cu orice, cu o bucată de sârmă, de obicei cu un colier, pentru că aici mai sunt pibrațe și n-aș vrea să treacă sârma prin furtune, dar protecția asta, săculețul ăsta, sau cum vreți să-i spuneți, tocmai asta face. Nu permite, eu știu, marginilor de plastic să intre și să toace furtunul. Și atunci facem în felul următor. Luăm pompa, asta e poziția în care trebuie să intre, deci teșitura încolo spre ușa pasagerului. O luăm și o băgăm pe aici, pe lângă garnitură. Dacă vă pică garnitura, nu e mare brânză, că o puteți repoziționa. Ia să vedem aici. Așa. E mai greu de văzut și de filmat. Cred că o să îmi folosesc ambele mâini, că deocamdată nu pot și atunci revin imediat și vă arăt cum. Da, trebuie să vă folosiți de ambele mâini ca să puteți clipsa ceva de genul ăsta. Arată, nu știu cât se vede acolo înăuntru, nu se prea vede, dar trebuie să vă folosiți de ambele mâini și atunci în momentul în care auziți clipsurile și trageți înapoi de modul și vedeți că nu se ridică modulul înapoi, cu totul e totul în regulă. Bun. Acum strângem colierul ăsta de aici un pic. Da? Ținem așa cum. Băgăm și plutitorul. Plutitorul intră aici pe asta, pe calea lui. La fel, cred că cel mai bine aș putea lucra cu planul. Gata, a intrat. Da? Deci acolo e plutitorul. Uitați unde e plutitorul. E jos. Da? Acolo e plutitorul și dacă lăsați furtunul nelegat, atunci furtunul o să fie fix deasupra. Uitați-vă cum intră. O să fie fix deasupra plutitorului. Ia să scoatem aici garnitura, să facem o treabă. Să facem o treabă cum trebuie și să vă arăt exact. Deci asta e poziția în care intră. Ia uite. Uite unde se duce, încotro se duce furtunul. Îl vedeți furtunul? Exact deasupra plutitorului, că asta e poziția în care trebuie să stea capacul. Se duce exact deasupra plutitorului și nu-i mai permite să ridice în sus. Și atunci furtunul trebuie montat în partea asta altă. Iar s-a dezactivat. S-a dezactivat brițul iar. Deci trebuie montat în partea astralaltă, aproape de furtunul de la regulator și atunci trebuie strâns aici. Da? Ca să puteți să-l băgați. Bun, o să am din nou nevoie de ambele mâini, așa că mă opresc și vă arăt când am terminat. Bun, hai că am reușit să montez și telefonul sus. Din păcate nu știu cât de bună e lumina, pentru că poate de la ăsta nu cred că face el suficientă lumină. Deci am legat furtunele, da? Și acum le bag cu degetele înăuntru pe sub rezervor, în așa fel încât să nu deranjez nici garnitura. Da? Am băgat și firele. Deci furtunele merg așa, sub rezervor, ele se află undeva în partea asta și capacul se bagă ceva de genul ăsta, așa, ca să nu aveți probleme. Și acum furtunul de la pompa de benzină nu mai e în zona asta de aici, nu mai e în partea asta unde e plutitorul, e în partea asta, de aici. Da? Hai să vedem acum. Acum punem și inelul de blocare. Bineînțeles că aici trebuie să fie curat, frumos. Puteți să puneți, dacă vreți, puteți să puneți și niște vaselină aici, ca să alunece mai ușor și să nu se mai ruginească, dacă aveți de gând să mai schimbați o dată pompa. Da, eu cred că nu o să mai am treabă cu ea, că e nou-nouță. Și îi dați bătaie în sensul acelor de ceasornic. O dată. Gata, până ajunge la colțul ăsta de aici. Când ajunge la colț și se schimbă sunetul bătăii, gata, aia e. Acum scoateți capacele, dacă aveți capace de protecție. Băgați furtunele. Da? Ăsta e furtunul de retur. Haide, tati.
o să le și mișcați așa un pic să vedeți care ce și cum. Ia să vedem și ăsta și ar trebui să mai avem unul în zona asta aici. Așa, aici. Deci ăsta e furtunul de plecare din pompă. Ăsta cu albastru, care trebuie să intre pe un ghidaj de la Clips. Și văd că face pe nebunul. Gata, a intrat. Hai să vedem și cu ăstălalt. A intrat și ăstălalt. Și avem și alimentarea. Trebuie să o băgăm și pe asta corect. Ok. Și cam atât. Asta e tot. Punem capacul ăsta. Ok. Ne luăm sculele, telefoane și ce mai avem. Punem capacul mochetei și punem bancheta. Bancheta se pune foarte ușor. Odată în partea aia, odată în partea asta. O băgăm întâi cu partea asta în jos. Apăsăm. Apăsăm și asta e. Tot ce mai avem de făcut acum e să umplem cu benzină și să-i dăm bătaia. Apropo, voi ați curățat în partea asta, că aici e dezastru pentru Opel Corsa. Eu am curățat. Am băgat, am reparat, am dat cu Hammerite, cu vopsea specială și nu mai am niciun strop de rugină aici. De fapt, în total, pe toată mașina, nu cred că am 50 de grame de rugină. În total. Bun. Băi, fraților, cred că a fost un videoclip destul de interesant. Important, informații bune, interesante, care o să vă ajute cu siguranță să fiți mai descuiați și să nu mai dați bani pe 2-3 desfaceri de pompă și de schimbat ceasuri și calculatoare și toate prostiile, doar pentru că furtunul ăsta la pompele noi sunt altfel și ajung în partea asta de aici și cade pe plutitor. Bun, cam atât. Vă salut, să aveți spor!